În continuare, doresc să-i ofer cuvântul doamnei Emma Ozon. În urmare, doamna Emma, aveți cuvântul. Vă ascultăm. Mulțumesc mult. Și pentru că am început chiar de data trecută, de la evenimentul trecut, să discutăm despre afecțiunile dermatologice moderne. Astăzi vom discuta puțin despre procesul de cicatrizare și tipurile de cicatrici, pentru că reprezintă o afecțiune dermatologică care prezintă nenumărate, necunoscute în prezent și, pe de altă parte, este o afecțiune dermatologică foarte răspândită și ne confruntăm zilnic cu ea, mai ales în farmacie. Conform statisticilor, anual 100 de milioane de pacienți sunt diagnosticați cu cicatrici. Dintre aceștia, 11 milioane prezintă cicatrici cheloide, 4 milioane cicatrici după arsuri, dintre care 70% apar la copii. În realitate, cifrele globale sunt necunoscute și se bănuiește că ar fi mult mai mari decât acestea care au reieșit din statisticile înregistrate la nivelul cabinetelor medicale. Cicatricile post-acne ocupă iarăși un loc foarte important și sunt foarte răspândite și apar cam la 80% dintre pacienții cu vârsta cuprinsă între 14 și 30 de ani. Este adevărat că cicatricile nu pun în pericol viața pacientului, dar persoanele care prezintă cicatrici anormale ale pielii se confruntă cu consecințe de ordin fizic, estetic, psihologic și social și pot duce la probleme destul de substanțiale, emoționale și chiar financiare. Practic, cicatricile apar după aproape fiecare lezare dermică, cu câteva mici excepții, cum ar fi tatuajele, zgârieturile superficiale sau acupunctură. În practica medicală, de regulă, cicatricile sunt considerate a fi banale, majoritatea, dar există și cicatrici care pot fi desfigurante și chiar neplăcute din punct de vedere estetic și care provoacă pacientului fie un prurit intens, fie sensibilitate la atingere, fie durere, fie tulburări de somn, anxietate, depresie, chiar cu întreruperea activităților zilnice și cu dezvoltarea sindromului de stres post-traumatic, toate acestea ducând la scăderea calității vieții pacientului respectiv. În urma unei răniri, organismul poate răspunde în mai multe feluri. În primul rând, prin regenerare, numită și înlocuire, în cazul în care este pierdută structura și funcția țesutului respectiv care a fost lezat. Prin proces de reparare sau restabilire a echilibrului, acesta este cel mai întâlnit dintre procesele de cicatrizare care urmează unei lezări a pielii. Poate să reacționeze, să răspundă printr-o vindecare excesivă și atunci apar fibrozele și contracțiile. Această vindecare excesivă este un proces patologic și alterează structura părții afectate, putând duce chiar până la afectarea funcției sale. Sau poate reacționa printr-o vindecare deficitară și cunoaștem ulcerele cronice. Este opusul vindecării excesive și reprezintă de fapt o sedimentare neobișnuit de mică a țesutului matricial. Slăbiciunea este foarte mare și subsecvent este urmată de destrămare. Vindecarea prin cicatrizare a rănilor cutanate se face conform principiilor generale ale procesului de reparație tisulară, în care avem de fapt și de drept trei faze. De regulă, majoritatea leziunilor cutanate se vindecă fără să producă consecințe neplăcute, dar țesutul rezultat nu va funcționa întotdeauna perfect, așa cum era pielea intactă.
Așadar, din punct de vedere a evenimentelor tisulare implicate în acest proces de cicatrizare, avem trei etape principale. Răspunsul inflamator propriu-zis, formarea țesutului de granulație și reepitelizarea și contracția plăgilor cu depozitarea matricei extracelulare și remodelarea tisulară. Aceste trei faze se numesc simplu inflamație, fibroplazie și maturație. În procesul de cicatrizare normală avem un complex de evenimente în care sunt implicate celule, proteine, protease, factori de creștere și componente matriceale. În sens restrâns, spunem că cicatricile sunt de fapt niște fibroze excesive dezvoltate de către organismul nostru în cursul procesului de vindecare după o leziune cutanată. La început, cicatricile au culoarea aceea rozalie cauzată de vasele de sânge și celulele noi, iar în timp își pot modifica forma și culoarea. Și tot statistic s-a demonstrat că maturizarea completă a unei cicatrici durează între 12 și 18 luni, câteodată fiind necesare 24 de luni până la stabilirea aspectului definitiv pe care cicatricea respectivă îl va avea. Cu trecerea timpului, cicatricile își pierd din culoare, se decolorează și se aplatizează. Cicatricile sunt determinate, de fapt, de o sinteză anormală a fibrelor de colagen și elastină, care formează o rețea deformată a structurii pielii la locul traumatismului inițial. Desigur, orice proces reparator este influențat de numeroși factori. De mediul celular interstițial, de gradul de extindere a leziunilor, de intensitatea factorilor patogeni, de durata de acțiune a stimulilor lezionali și de condițiile care inhibă activitățile reparatorii. Acum, sunt foarte mulți factori care întârzie vindecarea rănilor cutanate și întotdeauna trebuie să ținem cont de fiecare din acești factori. Ei sunt încadrați în două mari categorii, factorii sistemici și factorii locali. Dintre factorii sistemici sunt anemia severă. Știm că în anemie se produc modificări reologice sanguine. Statusul nutrițional, care este foarte important și este întotdeauna verificat atunci când este stabilit și tratamentul pe care trebuie să-l urmeze pacientul. În cazul malnutriției are loc o modificare a metabolismului în favoarea organelor vitale și în defavoarea pielii. Există diferite tulburări genetice, cum ar fi osteogeneza imperfectă. Balanța hidroelectrolitică influențează mult, de aceea ne interesează starea de deshidratare sau edemele. Hipoproteinemia, vârsta înaintată, și cunoaștem că la vârstnici scade mult rezistența și elasticitatea pielii. Hipoperfuzia tisulară, pe care o întâlnim în șocuri și în ateroscleroza sistemică, moment în care se produce scăderea oxigenării tisulare și astfel este indusă sinteza de colagen, fagocitoza, angiogeneza și epitelizare. Diabetul zaharat, care duce la o vindecare deficitară printr-un mecanism complex care implică neuropatia autonomă senzitivă sau motorie, tulburările circulatorii, disfuncția renală, disfuncția leucocitară sau fibroblastică. Foarte mult influențează și deficiențele vitaminice, atât pentru vitaminele hidrosolubile, cât și pentru cele liposolubile. Stările patologice coexistente și procesul de cicatrizare este mult influențat în cazul în care pacientul suferă de insuficiență cardiacă congestivă sau de disfuncții hepatice sau renale, discrazii sanguine, insuficiență respiratorie sau neoplazie. Un alt factor sistemic foarte important este imunodeficiența dobândită, fie ca urmare a agenților imunodeprimanți, a citostaticelor, a corticoterapiei sau a intervențiilor chirurgicale laborioase.
toate duc la scăderea capacității de autoapărare, cresc incidența infecției, inhibă replicarea celulară, inhibă sinteza de ADN și de proteine. Întotdeauna, orice plagă se poate vindeca normal dacă nu există polimorfonucleare, dar nu se poate vindeca în lipsa macrofagelor și a fibroblastelor, care sunt esențiale și care la pacienții care suferă de imunodeficiență nu sunt dezvoltate corect. Iradierea, care afectează populația celulară cu turnover ridicat și care, dacă este precoce în doze mici, atunci va determina reducerea cu 80% a proliferării fibroblastelor în plăgile experimentale, dar dacă este tardivă, determină proporțional cu doza lipsa răspunsului inflamator eficient cu displazie fibroblastică și vasculită obliterantă. La fel, medicamentele influențează foarte mult vindecarea rănilor și o inhibă corticosteroizii, medicația citotoxică, antibioterapia intensivă și anticoagulantele. Dintre factorii locali, foarte important sunt aportul sanguin local, infecțiile bacteriene locale, prezența corpurilor străine în leziunea respectivă, hematoamele, stresul mecanic, țesuturile necrozate, tehnicile chirurgicale, câteodată are loc închiderea necorespunzătoare a unei plăci cutanate, tipul de țesut lezat, și s-a constatat că zonele, cum ar fi pieptul, genunchii și coatele, sunt mult mai predispuse, țesuturile de calitate deficitară, fototipul cutanat, persoanele cu pielea pigmentată mai închisă la culoare sunt mult mai predispuse la cicatrici cutanate severe decât persoanele cu pielea albă, dimensiunile și profunzimea plăgii. Practic, dintre toate afecțiunile dermatologice, se consideră că cicatricile au cea mai mare variabilitate cantitativă și calitativă, atât interindividuală cât și intraindividuală, pentru că depind foarte mult, procesul de vindecare depinde foarte mult de acești factori și de starea organismului respectiv în momentul rănirii la nivelul pielii. Există mai multe tipuri de cicatrici. Practic, ele se clasifică în două mari categorii, cele care la care avem un exces de colagen și cele la care avem un deficit în sinteza de colagen. Dintre cele cu deficit în sinteza de colagen avem cicatricile extinse, care apar atunci când liniile fine ale cicatricilor chirurgicale se întind treptat și se lărgesc și le putem observa și noi în imagine. Ele apar de regulă la 3 săptămâni după intervenția chirurgicală, sunt plate, moi și fără simptome, practic nu există nicio creștere sau îngroșare sau nodularitate în cicatricile mature și de aceea le putem diferenția de cicatricile hipertrofice, despre care vom discuta imediat. Cicatricile atrofice sunt cele mai frecvente tipuri de cicatrici. Ele apar de regulă după acnee sau varicelă și se dezvoltă atunci când nu se produce suficient colagen pentru a contracara pierderea de țesut din rănirea inițială. Și întotdeauna vor arăta ca niște adâncituri în piele, cu forme diferite, dar se mai numesc depresiuni, au adâncituri sau gropi în pielea respectivă. Ele sunt ușor decolorate, roz-albicioase, sidefii și subțiri și sunt cauzate practic de lipsă s-a dețesut din zona vătămată, deoarece leziunea din acea zonă s-a vindecat sub nivelul pielii și pielea ulterior nu a reușit să genereze țesut nou. Iar aceste cicatrici atrofice pot fi de trei tipuri.
Prima categorie sunt cele ice peak sau vârf de gheață, care apar în general post-acnee și le vedem în prima imagine. Seamănă foarte mult cu porii dilatați. Practic sunt niște gropițe punctiforme cu un diametru foarte mic și cu margini neregulate. De regulă se vor localiza la nivelul pomeților, frunții și a bărbiei. A doua categorie de cicatrici atrofice sunt cele boxcar sau variceliforme sau depresiunile. Ele apar post-varicelă și sunt cicatrici angulare, care au un diametru mai mare și o formă rotund-ovală, având marginile regulate. Ele, de regulă, se localizează la nivelul obrajilor și în zona frunții și au un aspect de crater. Și a treia categorie de cicatrici atrofice sunt cele rolling sau valuri, care se prezintă sub forma unor depresiuni largi, au marginile rotunjite și suprafața neregulată. Și le aveți pe toate trei în imagine și cu certitudine le cunoașteți și le-ați văzut de multe ori la pacienți. A treia categorie sunt cicatricile contractile, care apar în urma arsurilor pielii. Ele poartă și denumirea contractile. Pacientul are senzația că îl ține pielea și sunt astfel împiedicate mișcările normale, putând duce până la dizabilități funcționale. De regulă, ele sunt mult mai profunde decât se vede la suprafața pielii, putând afecta și până, chiar și nervii și mușchii. Cicatricile cheloide sunt prima categorie din a doua parte a cicatricilor, acelea care se formează cu exces de colagen. Cicatricile cheloide apar în urma producției excesive de colagen de către organism în timpul procesului de vindecare. Ele sunt deformate, sunt proeminente, au o colorație mai intensă, roșie-violacee și caracteristic cicatricilor cheloide este faptul că depășesc locul leziunii inițiale. Ele sunt mult mai ridicate decât nivelul pielii și astfel duc la deformarea zonei în care sunt localizate. Prezintă pacientul respectiv a prezentat tulburări de sensibilitate sau durere și poate prezenta chiar și prurit. Și ultima categorie a cicatricilor sunt cele hipertrofice, care sunt tot leziuni tegumentare supradenivelate, sunt mai ridicate decât la nivelul pielii, dar spre deosebire de cele cheloide nu depășesc niciodată granițele leziunii inițiale și au o colorație mai slabă, nu sunt atât de intense ca cele cheloide, sunt roz-roșiatice. Dar la fel apar datorită țesutului excesiv format din fibre de colagen și elastin. Și vă mulțumesc mult pentru atenție. Și aștept întrebările la sfârșit. Da, vă mulțumim frumos. Mulțumesc. Ca întotdeauna o prezentare foarte frumoasă.